La noapte, în vestul, centrul și nordul țării, cerul va fi mai mult noros. Nordul și vestul teritoriului va ploua, iar în zona Carpaților Orientali vor predomina ninsorile. În zonele joase de relief, local va fi ceață asociată cu depunere de chiciură și izolat cu burniță, ce poate favoriza depunerea de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Minimele termice vor fi cuprinse între minus 7 și 6 grade. La Brașov, minima nopții va coborî până la minus 1 grad Celsius, iar cerul va fi acoperit. Vineri, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la începutul lunii februarie în majoritatea zonelor. Cerul va avea norări ce vor persista în vestul, nordul și centrul țării, unde temporar va ploua. În zona Carpaților Orientali, la peste 1800 de metri altitudine, vor fi ninsori, se va depune strat consistent de zăpadă, iar vântul va prezenta intensificări cu rafale de peste 70 de km la oră. Temperaturile maxime se vor încadra la nivel național între 1 și 14 grade. La Brașov vom avea o maximă de 7 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult acoperit, astfel că este posibil să nu vedem deloc soarele.